Salutare tuturor! Astăzi vom filma împreună un unboxing și review pentru dispozitivul Huawei P40 Pro. Avem aici un fluturaș pe care ne arată aplicațiile pe care să le folosim pentru a descărca tot ce avem nevoie pe telefon. Acesta nu deține serviciile Google și poate unora li se pare puțin mai dificil. Aici avem telefonul. Pe care îl vom vedea mai târziu. Dar acum să vedem ce este în cutie. Aici avem cheița pentru SIM. Și înăuntru observăm că avem aceste cărticele ale dispozitivului și o husă transparentă. După care avem încărcătorul și cablul pentru el, respectiv căștile. Care sunt cele cu care ne-am obișnuit și până acum la dispozitivele mai vechi. Cu USB tip C. Acum că am văzut ce avem în cutie, să vedem și telefonul. Acesta este făcut din sticlă pe față și pe spate și din aluminiu pe margini. Eu i-am aplicat și husa transparentă între timp. Dispozitivul meu este negru, dar există și variantele Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue și Ice White. Camera de pe spate este quad și este formată din camera de 50 de megapixel, de 40 de megapixel, de 12 megapixel și camera TOF și bineînțeles blitzul. Iar camera frontală este duală, formată din camera de 32 de megapixel și camera TOF. Și camera de pe spate și camera de pe față filmează în format 4K. Acum putem să deschidem dispozitivul. Dacă intrăm la setări, putem vedea aici toate setările. Vom începe cu Wi-Fi. Putem observa la setări că avem Wi-Fi Plus și la mine este Wi-Fi 6 Plus. Dacă mergem, de exemplu, la afișaj și luminozitate, putem să vedem că avem și modul de reglare culoare și temperatură sau confort vizual. Putem, de exemplu, să planificăm să se activeze modul acesta seara. Îi dăm ora de început și ora de încheiere sau să-l activăm toată ziua. Acest mod va face imaginea puțin mai gălbuie pentru a proteja ochii. Avem rezoluția ecranului. Eu l-am activat pe rezoluție inteligentă pentru economisirea bateriei. Tot aici, la afișaj și luminozitate, avem rata de reîmprospătare a ecranului, care poate să fie dinamică, ridicată și standard. Eu am ales standard la 60 de Hz, dar se poate alege la 90 de Hz, ceea ce va face ca bateria să se consume puțin mai repede. De aceea am ales standard, dar diferența este semnificativă. Telefonul va merge mult mai fluent cu modul dinamic activat. Ce mai putem vedea este că avem recunoaștere facială și ID amprentă. Senzorul de amprentă este integrat în ecran. Și recunoașterea facială merge prin camera TOF frontală.
Ca senzor putem aminti și senzorul infraroșu, senzorul de amprentă, accelerometru, senzor de proximitate, busolă, etc. Bateria este de 4200 de mAh și, bineînțeles, după cum ne-am obișnuit deja la Huawei, avem încărcare rapidă la 40W și încărcare fără fir la 27W. Telefonul acesta are și opțiunea de încărcare inversă fără fir, pe care dacă îl activăm, putem să plasăm alte dispozitive care se încarcă fără fir în spatele lui. De exemplu, eu am aici o pereche de căști FreeBuds Pro, de care sunt foarte mulțumită. Le plasăm în spate și vom observa că acestea se încarcă. Dacă tot vorbim despre dispozitive, trebuie să menționez că și videoclipul acesta este filmat cu un dispozitiv Huawei P40 Lite 5G, care este și el foarte bun la raportul calitate-preț. Acest telefon are memoria internă de 256 de GB și are posibilitatea extinderii memoriei prin card NM. Mergem la bara de notificări. Observăm că acest dispozitiv dispune de funcția 5G, dar eu nu am activat-o pentru că aici unde sunt eu nu există acoperire 5G. Avem și NFC, avem și Huawei Share, care ne va ajuta foarte mult să transferăm dintr-un dispozitiv în altul toate aplicațiile sau imaginile de care avem nevoie. Ce pot să mai spun despre dispozitiv este că acesta vine cu Kirin 990, care este chipsetul dispozitivului, la 7 nanometri plus. Observăm că aici îmi spune în notificare că nu a fost detectat vreun dispozitiv pentru încărcare inversă și acesta s-a oprit. Vorbeam de chipset, putem spune și despre procesor că este unul octa-core, iar GPU este Mali G76. De menționat la acest dispozitiv este și că are certificare IP68, adică este rezistent la apă, la o adâncime de 1,5 m timp de 30 de minute. Avem niște scoruri uimitoare. Iar acum vreau să vă vorbesc puțin și despre aplicații. Deoarece acest dispozitiv nu deține serviciile Google, am folosit pentru instalarea tuturor aplicațiilor de care am avut nevoie, atât Petal Search, cât și App Gallery. Am avut și aplicații pe care le-am clonat direct din telefonul vechi, care a fost un Mate 20 Pro, dar majoritatea aplicațiilor le-am găsit în App Gallery. Putem intra în App Gallery. Și putem vedea toate aplicațiile de care acesta dispune și sunt foarte multe. Eu, ca și aplicație de mail, folosesc Aquamail, în care mi-am salvat atât adresa de mail de pe Yahoo, cât și cea de pe Google. Și sunt foarte mulțumită de ea, este foarte asemănătoare cu aplicația de e-mail de la Huawei. Restul aplicațiilor
toate aplicațiile bancare, WhatsApp-ul, toate le-am instalat din App Gallery. Despre WhatsApp vreau să vă spun că mi-a fost mai greu, în ideea în care nu știam cum să fac să nu-mi pierd toate mesajele, conversațiile vechi. Și soluția pe care am găsit-o a fost să instalez WhatsApp-ul din App Gallery, dar să am un backup făcut de pe dispozitivul vechi și să salvez tot folderul de backup și să îl trimit prin Huawei Share pe dispozitivul fără servicii Google, respectiv pe 40 Pro. Și după ce am trimis acel fișier, să îl salvez direct în memoria internă, nu în alte subfoldere, apoi să-i dau permisiuni aplicației WhatsApp, să-i dau toate permisiunile și să deschid aplicația WhatsApp, apoi îmi va cere să-mi adaug numărul de telefon și îmi va restaura absolut toate conversațiile de dinainte. Pentru mai multe informații despre dispozitivele fără servicii Google și despre cum instalăm anumite aplicații pe dispozitivele care nu dețin aceste servicii Google, vă așteptăm la noi pe grupul de Facebook, Huawei Fans Club România, unde puteți să puneți și voi întrebări sau să căutați întrebările care au fost deja puse. Și cam atât a fost pentru azi. Vă mulțumim pentru vizionare și ne-ar ajuta foarte mult un like, un share sau un subscribe. Oh,